Cred că e prima oară când sunt la un podcast. Atunci e o premieră. Mi-am dat cuvântul de onoare celor de la Dinamo și așa a rămas. Le-am spus, cu toate că oferta lor era mult mai bună din punct de vedere financiar, dar nu m-am gândit la lucrul ăsta, le-am promis. O idioțenie. Și n-am putut să joc la 3 zile finala pe care am avut-o pe național cu Țelul Galați. Și în anul ăla am câștigat și cupa și campionat. Aici este marea problemă a lui Dinamo în momentul de față. Pentru că sunt anumite persoane care vor să facă foarte multe lucruri, vor să se implice și în partea sportivă, dar nu au competența necesară. Da, eu eram după cash să văd banul, știi? Între regletele mele. Nu știu, după meciul ăla, chiar o săptămână, chiar pur și simplu am fost terminat. Adică n-am făcut absolut nimic decât am stat și din cauza mea. Pentru că și eu am făcut anumite gesturi, anumite lucruri care n-ar fi trebuit să le fac, dar și asta datorită imaturității pe care o aveam la momentul respectiv și a tinerii. Atunci chiar putem să vorbim de rivalitate. Acum s-a pierdut un pic din chestia asta de rivalitate dintre cele două echipe. Care a fost cel mai mare regret al meu? Că nu s-a calificat Dinamo cu Lazio. Da, pe nu, ăsta rămânea să... Și că vorbeam de blaturi, nu ziceam că a fost blat. Rămânea, nu, eu nu cred. Nu cred lucrul ăsta, nu, aici chiar nu. În acea perioadă stăteam la un cămin de nefamiliști lângă stadion, stăteam cu Paraschiv. La spital la Creva și totul se făcea pe viu. Ia cu cleștele, nici nu vreau să mai mi-aduc aminte. Da, am făcut orice numai ca să pot să joc fotbal în continuare.